Erau da toccà per combine stesce avesse hanno rocquasa esbro tre. Entro una denzile se duce un padure se le aducca esbro ce va te le guri. Ia esfătuiește ce și cum să facă. Ascultați-o bine că ea vă spune îndată. Dragi mami, trebuie să plec acum. Ușa la nimeni să nu o deschide nicicum. Mă veți recunoaște când voi veni acasă, voi cânta la ușă ca și altă dată. Trăiesc cu cuiețul și am mami descuiesc că mama va duce vouă o drăbezare în spinare mea la ieșită că ești Ești mă moc, sănătos. Avem noi ușa pe casă. Tu te repede, mâncare acasă. Și să te duci. Lupul asculta se întors de casă și chiar venea la ușa în față să cânte. Trăiesc cu cuiețul și am anedesc cu ieț, că mama va duce vă o trot de sare spinare, mă la ieșuca că ieț nu de jos de sub sumări. A venit mama în care deschide ușa. Nu e mama noastră, eu o recunosc. Clasa nu este chiar așa de dos. Auzim lupul, la fel la se duce, dinții se ascuțe, după aceea cântă dulce. Trăiesc cu cuiețul și am amintesc cu ieți că mama va duce vouă într-o de sare în spinare, mă lăie și încă în nu de flot pe sub suori. Am venit mama în căsă și te închidă în tată, uite, ia pe tot cu dragnea tată. Nu e mama noastră, nu, nu, este ea, te rog, frate, dragă, nu deschide ușa. Ce vă e ce fină, pe ce ceva bine, ușa o trebuie, nu mă întreabă cu mine. Iedul cel mic după hort se ascunde, iedul mijlociu după covată plânge, iedul cel mare ușa o deschide și rău s-o pățește îndată. Uite de cel mare, aici te-ai oprit? Mi-e foame de mult și eu te-am găsit. Dacă nu greșesc din întâmplare, erau mai multe glasuri, mi se pare. Unde sunt și ceilalți? Unde stau ascuns? Mă odihnesc puțin și apoi mă apuc de strâns. Apciu! Sănătate multă, nanașul e spun, să trăiești ani mulți, că ești tare bun. Ghiri, ghiri, aici mi-ai fost? Vină la nanașul să-ți fac un rost. Mă grăbesc de casă, dar ce zări? Sunt iezii mei ca ciudați-mi. Oh, nu, nu se poate, ce nu-i bine, s-a întâmplat ceva urât, inima îmi spune. Bine ar veni, mamă, că te așteptam să nu te sperie, ce o să te slageam. Copiii mei, lumina ochilor și fericire, cine i-a făcut așa nenorocire? Fratele meu, mai mare, n-a vrut să mă asculte, a deschis eu și așa s-au întâmplat alte. Cum? Matul lup, flamă de la, se pare, și frații mei a fost pe rând mâncare. Cum? Când chiar mai ieri mi-a jurat că n-a avut eu și la schimbări. Îi vin eu de acolo. Am să-i gătesc o masă bună, să-i pregătesc. Cum mă te dragă, vin la tine și am o mare rugăminte. Vin la mine, o masă mare am pregătit pentru iduții, dar ce i-a pierdut. Cere sunt unii cu mătre la o milă, dar pofta șocată. Să-ți ucidă iezii? Vina nu poate fi iertată, nici cea mai mică milă să fie spulberată. Lasă, cum adică Dumnezeu va face dreptate în felul său. Ajung acasă și la masă, îl așeză capra pe lup îndată. Mănâncă cu mătru, cu poftă, gocând, zgocând, intră bucatele pe rând. Dar și capra e pregătit surpriză mare și o să cadă în groapa cea mai tare. Și o să arde în focul cel mai mare. Zer cu mătră, arde inima și nu mai pot. Moarte pentru moarte, chiar tu spune. Și îți primești pe deasă chiar acum. Cu tu nu te-ai îndura de iezii mei, la fel vei face și vom face și noi. Să mor ca ei. Povestea noastră s-a încheiat și sper că ați înțeles ceva din asta. Că răul făcui cu dva se poate întoarce la o masă plină cu bucate.